Blocat ultima posibilitate a oamenilor care muncesc, sute de mii de oameni. De a transfera bani? De a transfera bani acasă. Corona asta de aur, sistemul ăsta de plată care era. Și eu am, ca să înțelegi, sute de mesaje în privat și chiar pe unele pagini, chiar și în comentarii la ceea ce am postat, a pensionarilor. Eu nu știam că avem atât de mulți pensionari care își primesc pensia. Adică era unica posibilitate ca să le ajungă banii, înțelegi, prin acest sistem de plată. Adică, băi, de ce voi te distrugeți? Adică faceți o analiză. George, ați în minte că o blocat? Peste 3 zile o înțeles că e ștangă și e problemă mare. Și coșii care muncesc la Moscova și coșii care sunt cu pensiile. Și l-au repornit. 3 zile au stat blocat, știi? Eu le sugerez să caute soluții. De momentul că voi ceva blocați, ok, spuneți că așa e cu probleme. Propuneți alte soluții. Iar asta ar fi fost frumos. Uitați-vă, nu e din cauza unor suspiciuni că ne băgăm și să ne peșic sancțiunile. Ori că avem probe Kșor, spre exemplu, folosește acest sistem, știi, pentru a-și finanța privată. Dar uitați-vă, noi, după mai multe discuții cu conducerea băncilor private, băncii naționale, cei de la CNA, SIS, iată, ca să nu lăsăm sute de mii de oameni izolați, uitați-vă și soluții noi am găsit. Spre exemplu, se implică cumva ambasada. La ambasadă să aranjeze, iau poștă diplomatică, iau un milion de variante, înțelegi, ca să-i ajute pe oamenii ăștia. Că noi doar avem și care muncesc, avem oameni care sunt pensionari și avem mii de oameni implicați în exporturi, care așa cum s-a scupit transportul, că fac un cerc din cauza războiului în Ucraina, traversează toată Uniunea Europeană, oricum exportează. Ce faceți voi? N-ai dreptul niciodată să distrugi nimic în viață, dacă nu vii cu altă ofertă pe masă. Iată, asta eu cred că trebuie să fie ca Constituție pentru tot cei care pretind că vor binele oamenilor și vin la guvernare să facă lucruri bune. Это проблема сегодня, еще раз, то есть я это вижу и в комментариях на своей странице, и в личке, то есть люди пишут, что кто-то не может отправить родителям деньги, кто-то не может получить свою пенсию, это просто идиотизм. Вы не имеете права что-либо трогать и ломать, пока не построили параллельно. Создайте вы, умники, другую систему, контролируемую вами, если это не подходит, по которой граждане наши могут из России отправлять деньги домой. Придумайте другую, тогда вы запрещайте эту, если к ней есть вопросы. Создать такую систему не так сложно. Особенно при наличии денежных средств, консультантов, экспертов и всего, что у них есть. Просто все эти их НПО работают для разрушения жизни граждан и нашей страны. Они, их абсолютно не интересуют, что с нами будет. Поэтому мы их подкорректируем.